Suntem la Casa Petreș 2021. Am cofrat placa cu un schelet de lemn peste care am adăugat un strat de OSB. Am legat partea de jos cu fier striat de 10. Am integrat niște grinzi ascunse în placă, un fier mai gros, 16, 14, 12, și suntem la realizarea instalațiilor care vrem să le integrăm în beton, în placa, peste etaj. Am făcut încălzirea. Am folosit o țeavă PEX Penta și am dus-o la distribuitorul care vine jos. Returul, lăsându-l un pic mai lung pentru a degaja, emana un pic de căldură în masa de beton. Am realizat și iluminatul pentru partea de jos. Avem 3 calorifere sus, fiind 3 încăperi, 2 camere și baie, holul rămânând fără calorifer, dar având niște pereți despărțitori mai subțiri, de 11-12 cm, se echilibrează temperatura. Este și trasă și țeava asta pe hol, în placă, se încălzește toată placa și se menține o temperatură constantă. Chiar dacă avem o centrală pe lemne, să zicem că variază temperatura mai mult, magazinându-se în placă căldura, se menține o temperatură constantă și emană și pentru partea de jos o parte. Placa fiind în centru a 2 camere de aer, căldura se menține mult mai bine. La partea de jos am eliminat cât mai mult punțile termice, am izolat fundația cu polistiren extrudat și în interiorul fundației. Și acum continuăm la legarea fierului la partea de sus. Mai venim încă cu un fier, cu un fier, două rânduri de fier, cum vin la placă. Am încercat să facem cât mai multe ciocuri. Avem fier striat la partea de jos de 10 cu centuri care au fier de 14. Mai vine un rând de fier, tot așa cu ochiuri, fier striat, două rânduri fiind. Lucrăm iluminatul de jos, am lăsat pentru spoturi sau lustre. Vedem ce punem. Trage pentru niște doze de sus. Am încercat să integrăm cât mai bine toate instalațiile, să realizăm cât mai bine. Urmează să turnăm placa, mai avem un pic la fier, la partea de sus. Avem stâlpi în L cu fier de 16, fi 16. Am tras și pentru cablu, curent, grinzi ascunse în placă.
am vascularizat un pic, să zicem așa, placa cu țeava asta de la Pex Penta, care este cea mai bună țeavă, are garanție 30 de ani, 3-4 straturi parcă, fibră, se realizează încălzire în pardoseală cu ea. Stâlpi în L la fiecare colț cu fii de 16, ochiuri de circa 17-15 cm cu fierseria de 10, mai sunt și câteva bare de 12, grinzile integrate, mai vine un curând de plasă peste. Continuăm. Acum se realizează inspirându-ne de la instalatori și încălzire în pereți, în placa de sus, în tavan, și am încercat să facem ceva asemănător fără să riscăm prea mult. Am tras și calorifer, prelungind doar un pic creturul. Apereturi fiind întotdeauna o temperatură mai joasă. Casa Petrești 2021.